În perioada 18-20 mai, municipiul Medgidia a găzduit campionatele naționale de lupte greco-romane, competiție la care clubul sportiv Mușcel a fost reprezentat de 3 sportivi. La sfârșitul întrecerii, luptătorii antrenați de Anton Arghira au obținut un titlu de campion național prin Vlad Maria la categoria 69 de kg și o medalie de bronz prin Andrei Ștefan la categoria 46 de kg. Cel de-al treilea luptător din Câmpul Lung a avut o evoluție mulțumitoare, Valentin Nica, clasându-se pe un loc 5 la categoria 58 de kg.